Măsurile fără precedent de la votul de astăzi au fost duse la extrem sau încălcate pe alocuri. Dacă la intrarea într-o secție din București s-au împărțit inclusiv mănuși, la doar câțiva kilometri distanță, în altă secție, alegătorii intrau ca la ei acasă. De teamă că s-ar putea îmbolnăvi, unii votanți au purtat două măști, una peste alta. Ați dat masca jos? Da. Vă puneți masca la loc? Da. Poftiți aici, introduceți buletinul. Un adevărat ritual a deschis drumul spre urne la alegerile locale de anul acesta. A fost primul exercițiu de votare din pandemie, așa că a trebuit să respectăm reguli cu totul diferite. Ne-a fost măsurată temperatura, ne-am dezinfectat mâinile și a trebuit să purtăm în permanență mască de protecție. La unele secții de vot au fost luate măsuri suplimentare față de cele impuse de lege. La școala 279 din București, de exemplu, au fost împărțite inclusiv mănuși chirurgicale. Înainte de a intra în secția de votare, alegătorii trebuie să se oprească afară la acest cort pentru un mic triaj. Întâi li se măsoară temperatura, apoi primesc o pereche de mănuși și dezinfectant, inclusiv pentru igienizarea de după vot. Iar cei care nu au mască primesc, bineînțeles, și o mască de protecție. Tot în București însă, la Colegiul Național Mihai Viteazu, alegătorii intrau în secția de votare ca la ei acasă, la orele amiezii. Nu le spuneți la fiecare să se dezinfecteze? Ba da, sigur da. Tocmai a intrat-o, domnișoară, și nu este. Păi, n-am sesizat-o, n-am văzut-o. Mă uitam la dumneavoastră. A spus cineva ceva la intrare? Doar să aștept, mă rog, că e aglomerat și... Termoscannerul amplasat la intrarea în secție lua temperatura, dar nu o citea nimeni. Cine trebuia să urmărească ecranul? E o domnișoară de la primărie. Domnișoara de la primărie. Deci, s-a dus să mănânce. În același loc, membrii comisiei atingeau actele de identitate și ștampilele, drept rezervat alegătorilor. Precauți, unii votanți au luat măsuri suplimentare. Una, două. Vă simțiți în siguranță așa? E prima dată când pun două măști, că am zis să-mi iau măsuri de siguranță, dar totuși să vin să votez. O să mă întorc acasă să-mi iau pix. Mulțumesc că mi-ați spus. Să vină cu toată încrederea și să voteze. Aici văd că sunt puse la dispoziție de toate. Nu mi s-a părut doar riscant. În mai puțin de 3 luni, românii vor fi chemați din nou la urne pentru a-și alege parlamentarii. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.